Ce faceți, dragii mei? Aceasta este tălarea voastră pentru luna octombrie, pentru cei din zodia Balanță. Luăm așa pentru că este perioada voastră, este și ziua voastră în octombrie, urmează și sezonul scorpionilor și încep cu balanțele. Deci asta o să fie ordinea, da? Ca să știți. Pentru balanțe. Sper că sunteți bine. Cred că trebuie să luați o decizie, trebuie să faceți o alegere. O alegere rapidă, așa am simțit eu acum, între două pachete de tarot. Nu uitați că acest clip îl găsiți integral pe YouTube și acolo le pun mereu pe toate. Da? Clipurile sunt acolo întotdeauna, toate integral, ca coadă, înțelegeți efectiv tot ce zic eu aici. Să vedem, pentru balanță octombrie. Da? Uit. Aleg o carte. Ce simt? Spânzuratul. Spânzuratul e o carte interesantă. Avem 6 de bâte. E o perioadă câștigătoare. 6 de cupe. O perioadă în care echilibrul va conta foarte mult. Dar trebuie să... Voi oricum aveți lecția echilibrului în această viață, lecția deciziei să puneți în echilibru toți 7 de monede și nebunul. Să ne gândim, da? Să-mi vină inspirația. Trebuie să stau să mă gândesc așa puțin, că toate ideile vin mai repede, că toate ideile vin mai greu. A căzut și cartea. Spânzuratul, 6 de bâte, 6 de cupe. Este vorba și despre o perspectivă nouă pe care trebuie să o faceți. O perspectivă nouă pe care trebuie să o luați. În vedere, în perspectiva voastră, de fapt nu în perspectiva, în mintea voastră. E ceva care necesită o altă abordare. Da? Și poate are de-a face cu un câștig, poate are de-a face cu o persoană din trecut. Poate vă gândiți să mai acordați o șansă unei persoane din trecutul vostru, da? Unii dintre voi. Chiar simt că are de-a face foarte mult cu zona asta emoțională la voi. Pentru că apare 6 de cupe, 6 de bâte, vă gândiți dacă mai merită, asta e așa ceva specific, vă gândiți dacă mai merită să mai acordați poate o șansă acestei persoane. Dacă mai merită, aici e ideea de câștig, de merit, de a câștiga ceva, de a beneficia de pe urma poate a unei conexiuni din trecutul vostru, da, cu 6 de cupe. Și poate că trebuie să luați așa lucrurile pas cu pas. Poate că ar trebui să priviți într-o altă perspectivă această situație, să găsiți în interiorul vostru, să intrați așa într-o introspecție cu privire la această relație ca să înțelegeți ce aveți de făcut. Poate aici e vorba și de foarte mult trecut. E ceva ce ține de trecutul vostru, de trecutul acestei situații, de trecutul acestei conexiuni. Poate aveți de-a face cu cineva din zodia Pești, da? Deci zodia Pești iese foarte mult în evidență. Sau chiar și Berbec. Dar văd că este o perspectivă nouă pe care trebuie să o luați în considerare. Este o perspectivă care necesită atenția voastră, trebuie să luați în considerare și această perspectivă și această viziune nouă. Da? Cad cărțile. Avem așa, puritate. Puritate. Și interesant, da? Uite că doi ochi total diferiți, nu se văd chiar așa culorile, dar avem acolo un violet și un verde, un turcoaz. Sunt două opțiuni, sunt două lucruri. Poate trebuie să vedeți cu alți ochi, că mă atrage foarte mult privirea, mă atrage foarte mult ochii acestui lup. Trebuie să priviți cu alți ochi această situație. Nu trebuie să fie neapărat vorba despre iubire. Ok, avem aici vigilență.
și plăcere, dar mai simt să iau o carte la voi. Oportunitate la baza pachetului, am vrut să se arate această carte. Și ok, ați asumat niște riscuri, a luat niște riscuri în considerare. Și cu spânzuratul, și cu cele două păsări, așa care sunt, se ridică așa deasupra unei imagini de ansamblu. Așa simt că și voi în această lună o să priviți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă. Exact ce ziceam, uite, o corabie care, eu cel puțin așa o văd acum, o corabie care la fel se înalță deasupra pământului. Și avem aici iluminare. Deci e ceva care vă face să vă iluminați, poate, să deveniți mai înțelepți, mai deștepți, mai detașați. Că spânzuratul vorbește despre detașare, interesant, uite. E o detașare aici. Este vorba și despre detașare. E vorba și despre a fi detașat de situația în care te afli. Poate unii dintre voi veți simți să vă faceți un loc al vostru. Unii dintre voi veți simți să vă retrageți într-un loc cunoscut doar de voi sau să vă întoarceți undeva în trecutul vostru, că avem acolo 6 de cupe și cu plăcere și mi-atrage foarte mult atenția acest personaj. Ca și cum voi sunteți aici în depărtare și priviți la ce este acum. Deci simt așa că doriți să vă întoarceți undeva unde era cu totul altceva, poate copilărie, poate o altă perioadă din viața voastră, adolescența, am simțit să zic. Veți simți foarte multă plăcere întorcându-vă în trecut, dar atenție aici cu trecutul, că avem și pești, atenție cu acest trecut, să nu fiți prea dependenți de trecutul acesta, să nu fiți prea ancorați în trecut, să trăiți prea mult într-o perioadă de fantezie, de imaginație prea multă și să omiteți prezentul. Deci atenție la această chestie. Pentru că poate unii dintre voi, acum am simțit mesajul acesta, încercați să ocoliți un risc pe care ar trebui de mult să-l luați, să-l faceți, da? Pentru că la sfârșitul acestei etalări apare acolo să-ți asumi niște riscuri. Deci la sfârșitul etalării, mă rog, în ghilimele, apare asta, cartea asta. Și vorbește despre a-ți asuma niște riscuri. Deci voi asta poate trebuie să faceți, dar nu o faceți deocamdată, pentru că vă poate jucați, poate mai aveți nevoie să învățați niște lecții, poate aveți nevoie să vă asumați niște lucruri, poate aveți nevoie să vă detașați de niște chestii de un trecut, ca să vă asumați acele riscuri. Deci vă așteaptă niște riscuri, dar cred că e mai mult ideea asta de a ieși din zona de confort. Și hai să vedem despre ce este vorba acolo cu taking risks. Risks. Riscuri, da? Mie îmi place limba română. Dar riscuri. În orice caz, ați asuma niște riscuri. Avem aici rezistență, da. Opuneți foarte multă rezistență, iar aici e un taur și ăsta e Mercur în taur. Poate aveți foarte multe cuvinte care opun rezistență la aceste riscuri. Și, într-adevăr, taurii sunt foarte încăpățânați. Mai simt să iau o carte. Avem aici împlinire. Foarte frumos. Saturn în Săgetător. Ați putea ajunge foarte departe, poate. Mulți dintre voi. Și aveți și 6 de bâte. Ați putea să vă îndepliniți foarte multe lucruri. Să deveniți foarte împliniți, poate mai ales financiar. Dar trebuie să lăsați rezistența. Poate trebuie să învățați să vă detașați. Iar în această lună vor apărea niște oportunități. Pe aici, pe acolo și mai... Mă scuzați. Mai aici, excentricitate. Saturn în Vărsător. Mai sunt pe aici pe acolo oportunități, lecții pe care în octombrie o să le vedeți, o să iasă așa la iveală, o să simțiți să vă detașați, o să simțiți să fiți singuri, o să simțiți să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, o să simțiți să vă înălțați deasupra acestei situații, mai ales de iubire. Pentru că simțiți, poate unii dintre voi, mai ales în interiorul vostru, mai ales în această amintire. E o amintire acolo pentru mulți dintre voi cu 6 de cupe și cu plăcere, în care știți
Și poate chiar vi se comunică, poate chiar prin vise. Deci atenție la visele voastre în această perioadă și cu spânzuratul, cu gemeni, poate și un geamăn, cu pești acolo, că s-ar putea să primiți niște mesaje foarte importante. Iar un mesaj foarte specific pentru voi acum îl simt, că sunteți meniți sau meritați sau sunteți meniți să ajungeți departe sau să primiți foarte multe chestii, foarte multe lucruri, foarte multe ofrande, foarte multe foarte multe lucruri materiale, în mod special. Deci sunteți meniți să aveți foarte multe în această viață. Ia uite, foarte interesant. Avem aici soare în Capricorn și avem achievement. Da? Deci din nou ideea de a avea, din nou ideea de a câștiga, achieve, da? De a primi, de a câștiga, câștiguri, câștig. Foarte frumos. Excentricitatea aici cu Saturn în vărsător, s-ar putea să faceți ceva foarte excentric, s-ar putea să faceți ceva foarte neobișnuit, s-ar putea să ieșiți foarte mult din tipar în această lună, dar este o alegere și simt că este o alegere foarte rapidă pe care trebuie să o faceți înainte, o alegere care vine așa brusc sau poate dintr-un impuls, dintr-un moment total neașteptat și veți merge pe acea decizie. Să vă îndepliniți, da, e interesant, să vă îndepliniți un vis foarte, foarte vechi de-al vostru, da, aici o plăcere foarte veche de-a voastră, din trecutul vostru. Ceva care să vă ajute și să spargeți niște tipare de-astea de rezistență maximă și să vă îndepliniți niște lucruri și să vă asumați și, evident, aici o să vină la pachet cu niște riscuri pe care trebuie să vi le asumați. Ca zodia avem Taur, în mod special Pești, în mod special Săgetător. A zice și Berbec, Vărsător am mai văzut și Capricorn. Iar ca zile importante, da, hai să zic, 9 octombrie, 2 octombrie, 6 octombrie, în mod special, 13 octombrie și cam atât. Dar 6 și 9, în mod special, și 2, de ce nu? Cam atât pentru voi, dragii mei, e o lună superbă, la mulți ani pentru cei care încă își mai sărbează zilele de naștere, prin octombrie, la început, așa. Și când mai vedeți voi acest clip, că îl voi posta prin septembrie, deci încă este sezonul vostru și, evident, a venit toamna cu voi. Cam atât pentru voi, o lună superbă, excepțională și ne vedem data viitoare.